Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală de ședință. Stimații noștri juriști, v-ați înțeles? Gata, punem cruci, punem cruci, depinde pe cine. Stimați colegi, biroul permanent, la rugămintea mea, la solicitarea mea, s-a convocat într-o ședință mai specială și a luat decizia să convoace astăzi să deschidă o nouă ședință plenară. Rog secretariatul să facă anunțul despre prezența deputaților în sală. Cât să avem prezență? Stimată doamnă președintă, la începutul ședinței de astăzi, care a fost convocată la solicitarea biroului permanent, și-au înregistrat prezența doar 89 deputați, nu și-au înregistrat prezența Șori Ilana, Laiba Dumitru, Jordan Petru Cerere, Repadnevici Corneliu, concediu medical. Fracțiunea acum platforma DA boicotează ședința. Bacalu Elena, Grauru Eleonora, Glavan Roxanda, Bătca Vasile, Ivanov Violeta. Sunteți. Verdeș Ghenadie, Țicu Octavian. Dar blocul acum văd că sunt prezenți în sală. Pas este. Parcă. Nu. Cum zice lumea, văd în viață, все бывает. Stimați colegi, conform regulamentului, rog, la începutul ședinței, rog să onorăm drapelul. Stimați colegi, necesitatea convocării acestei ședințe, după numai ce s-a încheiat ședința, este următoare. Noi, ultimul subiect, în ședința în plena Parlamentului, am votat proiectul de lege 105 în condițiile, am pus la vot, în condițiile avizului Comisiei Protecției Sociale și sănătate. La vot s-au întrunit doar 50 de voturi. Stimați colegi, cu 50, 41, 48, proiectul se consideră respins în întregime. Noi ce am făcut? Un proiect care este unul foarte bun și este pentru susținerea pătrurilor social vulnerabile, din cauza unui amendament care Comisia l-a propus să fie exclus, pune sub pericol, și de fapt a pus până în prezent sub pericol, nu sub pericol, sub imposibilitate de a fi achitate acele indemnizații cu care a venit propunerile, cu care a venit guvernul. Amendamentul care a fost propus de doamna Macari, de fapt nu face altceva decât să distorsioneze sistemul medical, sistemul de asigurări medicale. De ce? Dumneavoastră cunoașteți perfect că asigurările medicale sunt solidare. Toți cei care sunt angajați în câmpul muncii, o parte din asigurări medicale plătesc ei, o parte plătesc angajatorul. Prin proiectul guvernului s-a propus ca pentru veterani, cei care nu muncesc, nu sunt angajați în câmpul muncii, asigurările medicale să fie asigurate de către stat, polița medicală plătită de către stat.
Amendamentul doamnei Macari, încă o dată explic, constă în faptul că pentru cei veterani care sunt angajați în câmpul muncii, polița să fie achitată de asemenea de către stat. Pentru ei, fiindcă sunt angajați în câmpul muncii, plătește angajatorul. Dar noi, dacă facem acest precedent, noi pur și simplu distorsionăm sistemul de asigurări medicale. De ce nu statul să nu plătească pentru acei care sunt angajați în câmpul muncii, care sunt pedagogi, sunt medici? De ce statul să nu plătească pentru toți? Dar noi înțelegem foarte bine că altfel noi lichidăm sistemul de asigurări medicale. Asta este situația. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră și să întreb fracțiunile, cele care sunt prezente. Sau noi punem la vot, în primul rând, noi trebuie să anulăm votul care l-am votat în ședința precedentă. Fiind cu 50 de voturi, n-a acumulat numărul necesar de voturi raportul comisiei și noi am respins totalmente acest proiect de lege. Am pus cruci pe dânsul. Oricum, noi trebuie să-l punem la vot. Anularea acestui vot precedent. Pe urmă trebuie să decidem ce facem mai departe. Dar noi nu putem, credeți-mă, eu nu vreau ca acest proiect de lege în întregime să fie respins. Nu este corect. Nu este corect. De ce? Până atunci, am să vă rog să vă expuneți. Eu știu poziția unor fracțiuni. Domnul Candu, văd că ați apăsat butonul, poftim. Doamna președinte și dragi colegi, într-adevăr, noi am ajuns într-o situație mai deosebită. Dar, dacă permiteți să nu porniți, poate o să iau 2 minute jumate din timp, cu permisiunea noastră. A fi veteran e o calificare pe care a dat-o statul unor persoane care merită pentru ceea ce au făcut. Nu poți să dai indemnizație unui veteran care nu lucrează și să nu îi dai lui cel care lucrează. Fiindcă el, a priori, fiind veteran, el are indemnizație. Deci ei trebuie tratați în mod egal, fără să existe o discriminare. Noi, pe parcursul dezbaterea acestui proiect de lege, niciodată n-am auzit în realitate din partea guvernului, decât pur și simplu că nu-s bani, asta era motivația, noi nu am auzit care sunt exact cifrele și nimeni n-a avut nicio încercare din partea guvernului să discute cu fracțiunile parlamentare pentru a convinge într-un fel sau altul, fiindcă noi poate găseam un anumit compromis. Și tot ceea ce s-a făcut cu acest proiect de lege s-a confruntat politic și populist pe alocuri. În lectura a doua s-a luat în considerare un amendament, nu s-a luat în considerare alt amendament, s-a șmecherit într-o oarecare măsură cu voturile și iată că, spre surprinderea noastră, care noi știam că proiectul de lege este votat în a doua lectură și trebuia deja trimis la promulgare, ne-am trezit cu el deja în lectura a treia și în încercarea majorității, nu pun la îndoială intențiile bune sau rele, dar în încercarea majorității, astăzi, cu regret a ieșuat și legea se consideră anulată completamente. Noi vrem, pe de-o parte, să ajutăm veteranii și să nu-i tratăm discriminatoriu. Pe de altă parte, înțelegem că este și probabil o anumită greutate pe buget, dar noi n-am înțeles nici măcar care sunt cifrele, nimeni n-a discutat cu noi subiectul respectiv. Nu se poate și gata. Adică bani pentru foarte multe chestii găsim, dar aici nu găsim și nici măcar nu avem o comunicare. Asta e problema cea mai mare, dragi colegi din majoritatea parlamentară, că nici nu încercați să discutați cu opoziția. Poate noi am fi înțeles, poate am venit noi cu anumite soluții de compromis. Mergeți ca tancul, scuzați 10 secunde, mergeți uneori ca tancul și scuzați-mi exprimarea, iată prin încercări de genul ăsta de a vota forțat niște proiecte de legi. Și când ieșuați, deja căutați soluții, cum ne-ați convocat astăzi. Stimați colegi. De aceea, sugestia, doamnă președinte, haideți să nu ne grăbim astăzi cu vreo decizie. Noi toți am înțeles, suntem responsabili până la urmă și facem abstracții de confruntarea politică. Sugestia ar fi astăzi să nu ne mai mișcăm
repede să punem la vot și să votăm ceva, să nu stricăm. Haideți să avem pe parcursul săptămânii viitoare, în primele două, trei zile a săptămânii, discuții cu cei de la guvern. În comisie, la fel, să trimitem colegii noștri care știu subiectul să mai discute și la următoarea ședință a plenului să venim deja cu o chestiune poate acceptată de toți, unanim, de toate fracțiunile parlamentare și în beneficiu veteranilor, dar și luând în considerare limitările care sunt în guvern, la nivel de buget. Da, mulțumesc. Sper că m-ați auzit și pe mine ce am zis și eu. Asta nu că nu favorizează pe cineva, dar distorsionează sistemul de asigurări medicale. Principiul sistemului de asigurări medicale. Domnul Sârb. O chestie, dacă îmi permiteți, o chestie de procedură, deoarece pot fi și consecințe juridice ale propunerii dumneavoastră. Articolul 88 din regulamentul Parlamentului prevede procedura de anulare a voturilor. Alineatul 4 prevede că în cazul în care o fracțiune parlamentară se sesizează președintele ședinței despre încălcarea procedurii de vot sau despre existența unui erori de numărare a voturilor, aceasta poate propune Parlamentul anularea voturilor și sau repetarea votării. Apropo, doamnă și dumneavoastră, ați confirmat de vă câteva ori, nu există erori de numărare a voturilor sau de procedură. Efectiv, nu a fost votul. Iar chiar dacă exista această eroare de procedură, atunci sesizarea despre încălcarea procedurii de vot sau despre existența unor erori de numărare a voturilor se efectuează în cadrul aceleași ședințe. Ori noi deja suntem în altă ședință. De ce? Eu, din punct de vedere juridic, vă spun că este imposibil acum și ilegal să anulez votul. Noi nu avem pentru ce anula. De ce? Propunerea domnului președinte Candu este una foarte judicioasă, deoarece noi considerăm că votul din luna iulie este perfect valabil și această lege trebuia deja să fie publicată și în monitorul oficial. Domnul Candu, 5 secunde. Noi deja în legislație avem excepții de la regula de care o vorbim. Statul deja plătește contribuții medicale și inclusiv de asistență socială pentru mai multe categorii. Haideți să fim sinceri, legea prevede, începând de la studenți, pensionari și multe altele, sunt excepții. Pentru cei care nu muncesc, care nu sunt angajați în câmpul muncii. Și pentru cei care muncesc, mamele cu copii, familiile vulnerabile, cei care muncesc și nu stau 183 de zile pe teritoriul țării, sunt excepții. Sunt excepții. Clar. Domnul Ulanov, poziția fracțiunii, vă rog. Da, mulțumesc mult. В качестве члена постоянного бюро вы мою позицию слышали. Отрадно, что я был услышан парламентским большинством, идеи мои были поддержаны. Сейчас мы абсолютно имеем ситуацию, что политические амбиции столкнулись с социальной необходимостью, и мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Очевидно, что парламентское большинство допустило ошибку в процедуре обсуждения, голосования этого законопроекта. Ошибка для вас стратегическая, уважаемое большинство. Поэтому в этой ситуации необходимо срочно найти политический консенсус. И прежде всего вам в этой ситуации надо найти политический консенсус и думать, что с этим делать. Поэтому мы предлагаем от фракции партии ШОР отложить рассмотрение данного вопроса, правильно его обсудить с юридической, экономической и политической точки зрения и выйти с этим проектом и правильной процедурой на следующем пленарном заседании. Спасибо. Одно уточнение у вас, как у юриста. Правильная процедура в вашем понятии. Мы аннулируем прошлое голосование, когда полностью отклонили этот проект и отправляем его в комиссию. К сожалению, было очень мало времени для того, чтобы обсудить этот вопрос. Все, что мы успели, это обсудить мнение нескольких юристов на постоянном бюро парламента. Поэтому я позволю сейчас взять паузу, изучить этот вопрос, и давайте мы соберемся отдельно и обсудим. Уверен в том, что мы найдем правильный юридический подход к этому вопросу и сделаем так, чтобы этот проект перестал быть политическим, стал абсолютно социальным и был поддержан не просто парламентским большинством, а был поддержан парламентом Республики Молдова. Спасибо. Домну Жуздан. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu, într-o oarecare măsură, sunt de acord cu colegii că astfel de proiecte ar trebui să aibă susținerea întregului for politic. Și eu plec de aici, votând în felul în care votez, cu remușcări de conștiință, dar înțelegând în totalitate că dacă nu votăm așa cum am votat, noi în totalitate
lipsim o parte din veteranii de război de această indemnizație. Așa, mă liniștesc eu probabil pe mine personal că s-a reușit ridicarea indemnizației pentru veterani de la 100 la 300 de lei. Acum, pentru o parte din veterani se acceptă acea indemnizație. Probabil ar trebui de dat tuturor, dar așa cum spuneați și dumneavoastră, aceasta perturbează sistemul de asigurări. Dacă vreți părerea mea, stimați colegi, noi ar trebui să examinăm în continuare problema oamenilor care sunt invalizi de gradul 1, gradul 2, cei care astăzi nu au posibilitate nici să iasă din casă. Poftim? Ei sunt asigurați, dar eu mă refer la indemnizație. Dar, totodată, doamna președinte, eu consider că în cazurile când noi atestăm că se atestă o competiție de patriotism în Parlament și noi suntem nevoiți aici să votăm în felul care votăm, noi în cadrul fracțiunii avem două persoane pe care eu îi înțeleg absolut de ce nu votează și eu poate am această dorință de a nu vota sau a vota, totuși eu consider că în cazurile acestea guvernul ar trebui să vină, este obligat să vină, să dea niște explicații. Și dacă acest proiect costă statul 1 miliard și noi nu-l avem, ar trebui, probabil ar fi un argument care în plus ar face ca noi să votăm cu mai mult consens. De aceea, pe de o parte, cu înțelegere pentru cei care ar trebui să primească această indemnizație, eu rog ca toți colegii totuși să fie mai temperați atunci când primesc decizii, măcar pentru cei care au posibilitate astăzi să primească această indemnizație, noi să-i ajutăm. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domn Bătrânce. Mulțumesc, doamnă președinte. După câteva exerciții de biletristică, vrem să aducem biletristică politică, de altfel, vrem să aducem claritate. Absolut toate fracțiunile parlamentare, absolut toate, insist, înțeleg foarte bine, că s-a comis o încălcare de procedură, inclusiv și încălcarea procedurii constituționale. De aceea că peste tot, în fiecare țară civilizată de pe continentul nostru, propunerile ce țin de buget, gestionarea acestuia, vin din partea legislativului, se aprobă în Parlament și se execută de legislativ. De executiv, de guvern. Astăzi noi blocăm, prin asemenea atitudine și prin această biletristică politică, noi blocăm Casa Națională de Asigurări Medicale și întreg sistem medical, aflându-ne în perioada pandemică. Și absolut fiecare deputat, eu sunt sigur, pur și simplu sunt poziții politice, știe despre acest lucru. Dar este o paradă, dacă doriți, de fățărnicie. Că noi nu vorbim acum de o categorie sau altă socială. Eu cred că este datoria noastră și a tuturor politicienilor de a găsi bani și pentru veteranii, și pentru medicii, și pentru pedagogii. Dar doar astăzi, dragi cetățenii Republicii Moldova care ne priviți, unii deputați au venit cu propuneri de miliarde, știind bine că acești bani nu sunt. Dar probabil pentru o parte a spectatorilor acestei ședințe, asta urma să demonstreze că iată cine este acela care se luptă pentru nu știu ce, știind că nu sunt bani, știind că procedura este încălcată. Astăzi, veteranii acelor evenimente tragice de pe Nistru se bucură de anumite facilități. În ultima perioadă, guvernul a făcut mai mulți pași pentru a veni cu mai multe programe de asistență. Dar atunci când noi vorbim de veteranii care sunt angajați, s-a explicat clar și așa este procedura legală. Angajatorul plătește impozite. Noi ce vrem să lăsăm medicina fără bani, creăm un precedent. Cândva un ex-președinte de Parlament ne dădea lecție că trebuie să fim oameni de stat. Trebuie să votăm responsabil. Nu trebuie să venim cu proiecte populiste. Astăzi... Vlad, scurt, te rog.
Colegi, spokojno. Eu v-am ascultat pe toți, nu v-am cronometrat pe nimeni. Hai, vă rog. Коллеги, вы уже озвучили свою позицию, что сегодня вы не видите рассмотрения. И, безусловно, и мы озвучиваем свою позицию, что мы об этом думаем. Пропонере ностр тут уж стимац коллеги есть. Кашиной виням ку мулт инициативе, что мулт стимац коллеги на позиции актуала не споняу дабань нус. Дар астесь, но и пропонем тут уж с анулем ультиму вот. Шсеревеним ла экзаменаре лектурий финале. După situația, întoarcem proiectul în comisie și îl examinăm. Dar, stimate domnule Vitiuc, noi trebuie să răspundem atunci când cineva ne învinuiește că iată ei propun, dar cineva nu dorește să dea bani. Мы все хотим дать деньги, мы все хотим, чтобы люди жили лучше. Но сегодня речь идет о том, что если мы сегодня не примем решение, то фонд медицинского страхования будет заблокирован. Да, мусмеск. Стимац коллеги, хайде. Вы уже озвучили позицию, что вы не голосуете. Не надо... Стимац коллеги, eu am să vă ofer... Stimați colegi, n-a fost menționat nimeni, vă rog, fără replici, eu am să vă ofer cuvântul și așa, domnul Bâtcă, pe urmă domnul Diacov, vă rog. Domnul Bâtcă, vă rog, pe urmă. Doamna președinte, mie îmi pare rău că în abordările care sunt în plen, ședințe de plen care a fost data trecută, când a fost vorba de 16.000 de lei, dumneavoastră n-ați ținut cont de avizul guvernului că a fost negativ. Aici se invocă avizul guvernului și spune că într-o parte este o abordare, în altă parte este abordare. Eu vreau să vă spun că noi nici analiza la ce s-a făcut, măcar pentru persoanele care nu sunt angajate în câmpul muncii, noi n-am auzit-o aici în Parlament, oameni buni. N-am auzit-o. Câți oameni sunt neangajați în câmpul muncii? Eu vreau să vă aduc la cunoștință că din oamenii care sunt angajați în câmpul muncii, de cei care nu sunt angajați în câmpul muncii, sunt oameni care deja sunt asigurați dintre cei 30.000 de combatanți. Sunt deja asigurați de stat. Pensionarii mai, invalizii după război, invalizi de multe alte categorii. Noi nu vorbim de cifre. Noi azi, mie nu-mi trebuie banii cei ca combatanți, încă o dată vă spun. Eu vreau să plătesc asigurările medicale, eu, personal. Dar sunt categorii de persoane care au fost combatanți, care necesită să fie, primesc un salariu mizer. El e un paznic, el e altă funcție, care tot poate fi în categoria cel care să nu plătească. Și nu a fost vorba de angajator ca să nu plătească suma. Angajatorul lasă să facă atribuțiile mai departe. Vorbim de persoană ca el să nu achite. Da, tot că atât, stimați colegi, haideți noi să nu ne convingem unul pe altul, că aceala trebuie așa, eu v-am explicat care este situația. Eu vă propun să căutăm soluții, cum facem. Propunerea am auzit-o până când la domnul Bătrâncea, domnul Ulanov, care este propunerea fracțiunii dumneavoastră, ce trebuie să facem cu acest proiect. Suntem în situația în care suntem. Eu la ședință v-am spus, cum o să votați, așa o să fie. Dar noi ne-am pomenit că am votat și am respins tot proiectul. Domnul Ulanov, vă rog. Domnul Ulanov, microfonul. Да, спасибо. Принимая во внимание исключительную ситуацию, которая возникла, дополняю то, о чем говорил. Мы предлагаем восстановить ситуацию, сделать такой статус-кво, аннулировать голосованием принятое решение и взять паузу для дальнейших правильных юридических процедур и нахождения политического консенсуса по этому проекту. Вернуть в комиссию? Вернуть в комиссию. Ясно. Мулцмеск, домну Дьяков, позиция фракционей. Eu pot să spun că sunt foarte dezamăgit de discuțiile asupra acestui proiect, inclusiv de situația care s-a creat și colegii care n-au votat. Și eu văd că se transformă într-o chestie extrem de populistă. Noi când votăm bugetul, noi avem în față zeci de categorii de populație care s-ar bucura de niște adausuri la salarii. Dar noi înțelegem că bugetul Republicii Moldova nu este în stare să acopere aceste cheltuieli.
Discuțiile sunt, într-adevăr, ori alegerile prezidențiale influențează, ori altceva, dar e clar că dacă nu găsim un compromis, nu o să fie votat acest proiect. Deci, cred că ultima propunere este rezonabilă. Hai să încercăm. Anulăm acum votul și să ne înțelegem pentru marța sau miercurea viitoare să convocăm ședința în plen și să încercăm să votăm acest proiect. Să anulăm acest, da, acest vot. Da, mulțumesc. Domnul Cipătari, vreți să spuneți poziția fracțiunii? Mai mult tehnic, doamnă președinte. Da. Dar nu există în general nicăieri procedură de anulare a unor voturi. Noi nu putem să ne întoarcem în trecut. Este o procedură consumată de către noi, toți, deja. Domnul președinte, în general nu avem, de unde s-a văzut a patra vot pe același proiect de lege? A patra vot. Eu cred că, în general, dacă dorim să abordăm lucrurile serioase, nu credem precedente neserioase, periculoase, trebuie să examinăm posibilitatea dacă acest proiect de lege, fiind atât de important, poate să parcurgă de la început toate căile necesare. Alte soluții, să revenim înapoi. Asta e imposibil. Noi nu o să putem să ne întoarcem la astăzi dimineață sau la orele 3, 2, 1, cum era. Noi lăsăm proiectul respins? Noi lăsăm respins și o pornim cu altă procedură. Clară poziție. Mulțumesc, domnul Furculiță. Da, domnul Litvinenko, dacă îmi permiteți, și apoi domnul Furculiță. Mulțumesc, domnul președinte. Am ascultat discuțiile, argumente și pe de o parte și pe de alta, dar, într-adevăr, dacă ne uităm în regulamentul Parlamentului, indiferent ce crede fiecare din noi și cum consideră bine din punct de vedere a oportunității, legea indică foarte clar această ipoteză care a fost lansată și domnul Bătrâncea, ea ar fi fost valabilă doar dacă dumneavoastră nu ați fi închis ședința precedentă și noi am fi anulat, sau mă rog, plenul Parlamentului, majoritatea voturilor ar fi anulat votul în ședința precedentă. Ori acum nu poți, indiferent cât de tare ai vrea lucrul ăsta. Stimați colegi, dar legea nu a fost trimisă la promulgare, nu este semnată, nu este... Da, vă rog. Înțeleg câți juriști, atâtea opinii, dar poate și mai multe. Citesc din regulament. Sesizarea despre încălcarea procedurii de vot sau despre existența unor erori de numărare se efectuează în cadrul aceleiași ședințe. Noi avem altă ședință. Deci articolul ăsta, din cât poate și domnul Creangă să ne spună, dar din cât eu știu, anulările voturilor în cadrul unor ședințe, chiar dacă este o procedură mai deosebită, s-au mai întâmplat, dar exclusiv în cadrul aceleiași ședințe. Pentru că amuși colegul Radu Marian ar vrea să anuleze votul pentru un proiect care a fost respins două luni în urmă. E clar poziția. Strict domnul, juridic. Dincolo de... Domnul Furculiț, vă rog poziția. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am parcurs așa în amintiri activitatea parlamentară. Noi am avut astfel de precedent. Domnul Candu era președinte de parlament atunci când parlamentul a anulat un vot în ședința următoare pentru o lege care a fost adoptată într-o ședință precedentă. Atunci tratarea a fost că Parlamentul este liber să decidă latitudinea și așa mai departe. Domnul Sârbu chiar și-a apărat această decizie foarte înflăcărat. De aceea eu mă adresez domnului Creangă să ne trateze această situație care noi o avem. Eu sunt practic ferm convins că noi putem astăzi să anulăm votul pe această lege. O remitem în comisie și apoi decidem în plenul Parlamentului care vor fi ulterioarele activități și decizii. Mai avem un jurist, domnul Candu, tot la acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru posibilitatea de a da și o replică. Domnul Candu, nu ați fost menționat. Nu vă rog. Domnul Candu, președinți de parlament au fost atâți, așa încă câți ar fi. Am să mă refer atunci la domnul Furculiță. Atunci când există eroare de vot, atunci se anulează votul.
nu poți să anulezi votul din cauza că ți-ai schimbat opinia politică. Pentru că atunci e completamente, întoarcem, scuzați expresia, picioarele în sus, absolut toată activitatea legislativă. Cum spunea și colegul, amuși ne trezim că vrem o lege care am votat-o luna trecută să o anulăm, fiindcă nu a convenit după ce cumva s-a ajuns prin redacție înainte de promulgare sau înainte de a fi trimisă legea la promulgare. Am început a mea sugestie și propunere prin a încerca și a vă convinge că în cazul de față să nu facem politică și să nu facem competiție, așa cum spunea și colegul, să nu facem competiție populistă și să găsim o soluție împreună cu guvernul, așezându-ne și discutând câți bani trebuie, ce principiu se încalcă sau ce principiu nu se încalcă, luând în considerare excepțiile care sunt. Voi însă ați mers mai departe în febra electorală și ne atacați pentru poziția constructivă cu care am venit. Nu vă mai înțelegem. Eu vorbesc de colegul. Nu vă mai înțelegem. Noi am încercat să vă arătăm că suntem deschiși pentru compromis. Și să găsim soluții împreună. Anularea votului pentru decizie politică este, deschidem cutia Pandorei. În fiecare săptămână o să anulăm voturile precedente când ne-am schimbat poziția politică. Regulamentul Parlamentului de aici prevede anularea votului pentru eroare de vot. Și atât. Noi am închis ședința precedentă și gata, cu asta s-a terminat. Ca să găsim soluțiile pentru acest proiect de lege care este extrem de important, cum spuneți și voi și noi recunoaștem. Da, este. Da, mulțumesc. Domnul Creangă, vă rog. Ultima claritate ca să înțeleg ce trebuie să fac. Doamnă președinte, stimați deputați, este o situație inedită pentru Parlamentul Republicii Moldova care s-a creat acum. Vă rog în microfon vorbiți ca să se audă toată lumea. Deci este o situație inedită pentru prima dată. Da. În cazul în care rămâne situația așa cum este astăzi, deci noi nu putem să revenim cu alt proiect în această sesiune. Asta să fie clar. Deci că a fost idei că haideți venim cu procedură nouă, articolul 72 alineatul 2 interzice lucrul ăsta. Totodată articolul 88 alineatul 4 vorbește, domnul Sârbu, vorbește despre votul exprimat. Ori noi suntem în situația în care nu avem vot, că nu este finalizat, nu este decizia luată. Doar efectul nevotării duce la respingerea proiectului. Și aici am putea da o interpretare pentru cazul dat, că anulăm votarea, procesul care a fost petrecut și revenim la situația inițială. Stimați colegi, nu comentați, vă rog! Și în această situație, deci, se creează posibilitatea Parlamentului de a continua dezbaterile pe acest proiect de lege. Mulțumesc! Domnul Sârbu! Stimați colegi! Încă o dată întreb fracțiunile parlamentare. Eu am să supun acum votului anularea votului precedent asupra acestui proiect și remiterea în comisie de specialitate. Fracțiunea socialiștilor. Susținem în întregime. Domnul Deacov. Da, domnul președinte, eu cred că anularea procesului de vot sau votul, rezultatul votului n-a fost anunțat. N-a fost anunțat că legea a fost adoptată. N-a fost anunțat. Noi am ascultat stenograma. De ce e? La ședința biroului, eu într-adevăr nu am anunțat că a acumulat 50 de voturi. Da, am spus, nu a fost votat, dar rezultatele votului nu au fost anunțate. Dmitrie Gheorghe, fracțiune, stimați colegi, vă rog să vă calmați.
Doamna președinte, eu într-adevăr nu mi-ajunge fantezie, fiindcă, într-adevăr, colegii din opoziție, eu nu văd nicio posibilitate ca ei să voteze. Cât mai mult bardac, cu atât mai vesel să sunt. Deci, luați o decizie dumneavoastră. Eu cred că trebuie anulat votul și revenit asupra votului. Ceea ce a spus Ulanov. Să revenim săptămâna viitoare în plen să votăm. Dacă doriți. Dacă nu, încercăm acum și anulăm și rămânem în vigoare ceea ce a fost votat data trecută. Și gata. Nu, hai, Serioșa, tu ești mare specialist, ai multe... Da. Domnul Ulanov, vă rog. Господин председатель, тот самый случай, когда упоминание моей фамилии не требует права на реплику. Да. Спасибо, господин Дьяков. Мы поддерживаем свое предложение парламентского большинства. Мы предлагаем аннулирование голосования по той формуле, по которой предложил господин Крянга, и отложить вопрос для принятия дальнейшей правильной юридической процедуры. Da, mulțumesc. Domnul Creangă, vă rog să formulați încă o dată ce să supun eu votului. Fiți atenți, fiindcă o să supun votul cei ce o să anunțe acum domnul Creangă. Deci, domnul președinte, stimați deputat, se anulează votarea în lectură finală și se remite comisiei pentru reexaminare. Stimați colegi, asupra proiectului numărul 105 din 5, în lectură finală. Domnul Sârbu, fiți atenți, domnul Creangă a dat citire, stenograma este fixată. Cine este pentru această propunere, rog să votați numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Nicolae, noi suntem trei încă. Cât? La mine așa e o presiune. În primul rând, nu se vede toți care votează. Într-al doilea rând, trebuie să fii extrasens, că să te gândești cine dintre își poate voteze sau nu se voteze. Mai sunt încă două ieșiri din sală. Fără comentarii rezultate. Eu am înțeles. Nu mă grăbiți de acum. Sectorul 2, 25. Și vă rog dacă e posibil să mă mut pe alt loc de sus să-i văd pe toți deputații. Bine. Deci e greu de numărat, mulțumesc. Sectorul 3? Sector 3, 1. Cu 54 de voturi, votarea asupra proiectului 105 a fost anulată pentru lectura finală și remisă în comisie. Mulțumesc, stimați colegi. Următoarea ședință vă anunțăm suplimentar când se convoacă ședința biroului.